Colegiul Național Ion Minulescu dovedește și în acest an că este un liceu de elită. Zeci de elevi au reușit să se califice la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. Indiferent de materie, elevii de aici au arătat că pot fi cei mai buni din județ. ABC-ul succesului lor se referă în special la muncă și pasiune. A constat mai mult în ce am făcut pe parcursul anilor, de la început de când suntem mici și nu doar în ce am făcut anul acesta. Care e diferența între materia pentru olimpiadă și cea de la clasă și cât de mare este această diferență? Evident, nu se compară ce facem la clasă cu ceea ce cu materia de la olimpiadă. Este mult mai avansată, sunt alte metode și trebuie să ai un fel de experiență de calcul, să știi. Ca sfat, eu aș spune să o iau ușor, cu pași mici, să nu se grăbească, să n-aibă minte doar performanța cea mai mare. Să o iau ușor. Prima dată hardware, chiar luam calculatoare și le desfăceam să văd, uneori le stricam, dar se mai întâmplă. Iar după la liceu mi-am dezvoltat și această pasiune către software. Rețeta reușitei la concursuri și olimpiade nu constituie un secret pentru nimeni, iar aparent, ingredientele nu sunt deloc sofisticate, însă ele nu se găsesc mereu la îndemâna oricui. Un dascăl dedicat, elevi pasionați și multe ore de pregătire, disciplină, ambiție și perseverență pot garanta succesul dorit. De fapt, este o simbioză. Noi lucrăm atât de bine împreună, ne dorim ca în fiecare an să ne depășim și să venim cu forță proaspătă, pentru că avem mulți elevi care se ridică de-a lungul anilor. Echipa de elevi și profesori a Colegiului Național Ion Minulescu este pregătită să demonstreze și la olimpiadele naționale din acest an că este expertă în performanță.